Guvernul ne strânge nouă, nu sie și cureaua pe timp de criză așadar, dar nici biserica nu face mai multe. Patriarhia Română crede că salvarea e în credință, pentru care e nevoie de biserici, cât mai multe biserici. Așa că toate lăcașurile de cult începute trebuie terminate și altele noi trebuie să apară în toată țara. Guvernanții s-au conformat și au alocat de la bugetul de stat 2 milioane de euro numai pentru cele sfinte. Locuitorii din comuna Livez, Bacău, au scăpat de criză. Cele patru biserici arată bunăstarea locului și bugetul gras. Dacă oamenii au unde se ruga, scapă de toate problemele, spun preoții. Asta când și miniștrii care au dat comunei sute de mii de euro din banii guvernului. Numai pentru Livez, pentru construcția bisericii, am primit 250 de milioane, 25 de mii de roni. Dărnicia guvernului a fost la fel de mare în toată țara. 2 milioane de euro donați în peste 1300 de cutii ale milei. Zeci de comune din Bacău au primit bani de la guvern, 500 de mii de euro pentru reparare bisericilor vechi sau construirea altora noi. Bani frumoși au primit și cei din Iași și Neamț. La Bistrița au ajuns 300 de mii de euro. Când din pensii ni se ia 15%, din salarii 25, am impresia că e o aberație. Noi n-avem cu ce trăi. Eu sunt bătrână, dacă mă dau și pe medicamente, ce mi-e mănânc? Atâta bani ia biserice de la mărâse de oameni, dăm fiecare an câte 400 de mii de lei la biserica mea. Și mai vreau și bani. Au vrut și au primit. Catedrala Episcopală din Caransebeș a fost terminată cu jumătate de milion de euro bani dați de guvern. Ce face biserica cu ei? Să îngrașe popii. Ministerul Culturii a scos și el din viserie anul acesta în jur de 14 milioane de euro. De data aceasta pentru consolidarea și repararea a peste 250 de obiective de cult monument istoric. Primăria Capitalei a fost și ea cu dare de mână. Anul acesta, din bugetul Primăriei Capitalei, s-au alocat în jur de 17 milioane de euro pentru investiții în lăcașurile de cult din București. Dar sacrificiul financiar guvernamental merită. Bisericile aflate în construcție trebuie finalizate, pentru că biserica este un simbol al credinței, al nădejdii și al iubirii. Așa că tot ce e lăcaș de cult în România scapă de austeritate.